De unde te inspirai? Ce te-a plăcea. Făcut să iei către poezie? Îmi plăcea Eminescu, Arghezi... Da. Îmi plăcea Dinescu, pentru că era perioada lui, îmi plăcea... Îi descoperisem pe 80-iști, făcuseră scandal, îi vâna Eugen Barbu în săptămâna și erau dintr-o dată în centru atenției și mi s-au părut foarte cool. Și, ce anume descoperai la 80-iști? Multă... Îmi plăcea miștocăreala, era perioada aceea a ironiei, a textualismului. Îmi plăcea o anumită revoltă, disimulare, antisistem, lucrurile care făceau bine tineretului în vremea aceea, și tineretului mai rebel. Poezia ta, din ce era inspirată? Erai pe dragoste, erai pe... Ma, da, pe, dragoste pe frustrată, să zicem. Da. Frustrată. Dragoste frustrată de adolescent. Pe urmă s-a întâmplat că eu eram prieten cu Artan, cu cântărețul, cel de la Timpul Noi. El a venit, s-a uitat, i-am zis, uite, scriu texte, versuri, poezie. Și a zis, nu vrei să faci și texte de muzică? Și... așa a fost ideea să scriu texte de muzică. Și oarecum, până când să mă apuc să mă iau în serios ca poet, a venit și propunerea asta, contraoferta asta să fac. Cam când s-a întâmplat? După Revoluție? 87-88, înainte de Revoluție, da. Uh-huh. Da, o perioadă în care eu îi frecventam foarte mult, la fel ca mulți tineri din cartierul nostru, din Titan, ne plăcea, ei erau un magnet pentru noi, că ne întâlneam cu, mai ales Artan, era un tip carismatic și încercam să mergem la concerte, dacă nu măcar să stăm de vorbă cu el la colțul blocului și să îl anturăm.